Râzi cu Sergiu și Andrei dimineața la Kiss FM. Fetelor, hai să vă spun ce joc vom juca. Spune-ne. Se numește Răspunsul în 5 secunde. Noi jucăm, l-am jucat toată săptămâna cu toți invitații. Minunat. Tu, Alina, cred că l-ai mai jucat o dată. Nu mai țin minte, sincer. Mm-hmm. Am o memorie scurtă, dar nu e nicio problemă. O să mai explic o dată că Ina oricum nu cred că știe despre ce e vorba. Deci, și am înțeles că jucăm cu jeleuri. Cine pierde terminați cu prostiile. Așadar, avem următoarele reguli. Noi vom fi două echipe și eu o să fiu în echipă cu Alina, că e lângă mine. Tu o să fii cu Sergiu. Da, că v-a schimbat Ia a venit și s-a așezat aici. Mamicinosule, Alina este mi-a spus că n-am prea dormit azi noapte. Voi v-ați antrenat joc, bineînțeles. Nu, adică eu sper că el o să fie cel care o să cântărească mai greu în echipa noastră și adică o să știe gras. Asta vrei să înțelegi? Nu, are dublu sens, da, acum vrei cum îl iei. Serios. Asta zic, că eu n-am prea dormit și sper să fie cu răspunsurile. Adică eu nu. Adică tu da. Măi, Ina vorbește pentru tine. Nu, oricum am vorbit cu Alina și se lasă. Astăzi de ce să pierdă Andrei? Te lași? Așa m-au zis că se lasă. Dar nu mă las niciodată. Ina, să știi că poți să te bazezi pe Sergiu. Sergiu este foarte pe fază tot timpul la concursul ăsta. Deci, Olix o să ne pună 9 întrebări și noi avem de răspuns pe rând. Odată voi, odată noi. Okay. Și el o să zică, de exemplu, spunem 3 mărci de mașini. Și noi sau voi, depinde de cine e momentul la concurentul, avem 5 secunde să răspunem. Ăsta e timerul pe care l-am. Deci, ați înțeles, da? Da. Și Alina, vezi că trebuie să câștigăm. Okay. Te rog frumos. Păi știu, eu sunt foarte competitivă așa de fel. Asta și eu sunt la fel. Așa, Andrei. Noi suntem doar buni. Ne lăsăm de la început. Nu mai vreți să spun. Ai, mă, ne lăsăm. Nu are niciun gust victoria așa. Renunța. Nu, dar e mai fun. Aș renunța. Gen să fie așa cu miză jocul. La viață și la mine. Hai să începem, Olix, da? Da. Pace. Cine începe? Stai așa. Nu știu. Ai voi, ca de obicei. Hai, începem noi, ca de obicei începem noi. Hai, mă, Sergiu, să începeți și voi. Da, zi repede, da? Hai, păi, hai, hai, începeți voi, începeți voi. Începeți voi, lasă așa. Atenție. Da, că de la mine. Numiți trei lucruri care pot să strice o dimineață. Trafic. Cafea rece. Vreme urâtă. De ce stai un pic? Pentru mine cafeaua rece este foarte bună. Deci pentru unul tine. Dintre răspunsuri n-a fost bun. Nu, da, mă, nu, dar dimineața cafeaua rece. Așa o să fie și anul. Vezi că eu țin cu tine aici. Dacă e dimineață și e cald și un iced coffee este mai bun decât una caldă. Dar noi suntem în sezonul rece. Poate și tu o să ai o întrebare și o să spui care este, te întrebare o să fie să zici trei capitale europene și tu o să zici Paris. De la mine. Și eu o să spun poate că pentru mine Paris nu e capitala europeană. Poate spun că sau pentru Londra, mine Paris e capitala Cambodgiei. Bine. Hai cu următoarea. Lasă capitalele europene. Ina și Sergiu, numiți trei cocktailuri. Sex on the Beach. Margherita. Și Safe Sex on the Beach. Cum, Margherita nu e pizza? Ha? Margherita nu e pizza? Margherita. Margherita. Clejani sau ce? Nu. Ai că a fost bine. De aici, bine. Okay. Deci pentru mine Margherita e un cocktail. Fac eu acasă un cocktail. Margherita. Bine, hai, fie. Bun, Andrei, yes. Alina, atenție. Trei obiceiuri de nuntă. Zi, furatul miresei. Așa, făcut-o deasupra scării. Zi. Făcut-o deasupra scării. Nu știu dacă e ok. Aruncatul buchetului. Și mai explic. Gata, au trecut 5 secunde. Da, nu, hai să vă zic. Da, făcut-o deasupra ușii. Ați avut doar două. Uite, fii atent. Vă spun, nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Să vă zic. Nu, stai, bă, stai puțin. Nu v-am zis și chiar m-am chinuit. Toată Moldova vă înjură în momentul ăsta. Făcut-o deasupra ușii? Făcut-o deasupra ușii de coroană. Dar n-ai zis. La noi, dar nu știam cum se cheamă, ai făcut-o ălea deasupra ușii. Nu, e mânărie, nu. Deci la noi în Moldova se face. Eu sunt de acord. Pune-ne măcar jumătate de punct. Eu sunt de acord, dar nu a fost răspunsul complet. Deci de-aia ai luat-o pe Alina în echipa ta, că de fapt tu ai câștigat mereu cu ajutorul invitatului. Sex on the beach și sex on the beach, pe bune, ăsta e răspuns de cocktail? Exact. Nu. Deci nu. Nu! Făcut-o deasupra ușii! Și cum zici? Hai să o facem deasupra ușii! Exact! Hai să facem coroana! Ina! Numai la prostit vă gândiți! Bă, cine stă pe scaunul ăla, numai la prostit se gândește! Luna de miere de deasupra ușii! Bine, mă, gata, uite, îl schimb! Ieri am vorbit numai de capră! Da, mult mai bine! Ieri pe scaunul Alinei a fost Randy și, Doamne, ce-am auzit ieri!
A, da? Da. Ce-ți face schimb de scaune? Da, s-a luat. Nu, păi acolo a fost dubios că numai despre capra am vorbit, Alexandra, Ina. Ah, ok. Alexandra. Despre animal, nu? Animal, da. Bei lapte de capră? Nu beau lapte deloc. Nu știu, hai să vedem. Olix, Olix hotărăște dacă a fost corect sau nu. Sau nu punctăm? Punctăm. Tu hotărăști. Pentru că este un obicei. Dar este un obicei. Uite, Mișa zice Olix. Că nu. Măi, hai, tu... te rog eu frumos, hai să punctăm. Bine, o să discutăm noi după. Diana, ce zice okay. Diana din partea cealaltă? Punctăm sau nu punctăm? Da, 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 punctăm. Ce? Auzi, pe Diana zice că nu punctăm nici noi. Dacă... La prima mai avut o întrebare. Cum adică? Ăla cu ce-ți strică? Da. 1-0, ok. Deci, deci hai. Nu ne-am... Bine, mă, hai, treacă de la mine. Hai, Olex. Da, am înțeles. Deci. Ok. A zis că dacă nu punctăm al nostru, nu punctăm nici cocktailul vostru. Bun, cu Sex on the Beach și Safe Sex on the Beach. Ok, sunt două cocktailuri diferite. Sunt diferite, sunt diferite. Bine, sunt toate meniurile, dar lasă, sunt diferite. Treacă de la mine. Hai să mergem mai departe, hai. Că intrăm în program între Berghe imediat. Așa. Așa. Alexandra, Ina și Sergio, da? Alexandra și Sergio. Mă bucur, sunt de acasă. Așa. Trei defecte pe care le ai. Sunt vorbăreață, timidă și delăsătoare. Greu, da. Mi-a plăcut asta, delăsătoare. Foarte. Poate bun. Pentru mine timid este un plus. Aia, Andrei. Bine, hai. Pentru tine, da, probabil. Păi da. Te uita cu ochii aia la mine. Hai că noi suntem pregătiți. Zi. Andrei, Alina, atenție. Da. Numiți trei supereroi. Batman, Superman, Flash. Ok, nici n-am apucat să zic nimic. Poate vreau să zic Wonder Woman. Poate, voi. Poate, uite, aveam și a patra variantă. Da, hai. Da. Okay. Nu că mi-ar plăcea filmele. Mamă, nu că ți-ar plăcea Marvel SF-ul. Ceva, nu. Doar mi-a venit așa. Bun, atenție. Sergiu și Alex, doamne, Ina. Așa, zic. M-am obișnuit, acum și să văd. E bine, bine. Numiți trei seriale cu polițiști. Miami Vice, CSI și Police Squad, ăla cu... Ăla e film, nu e serial. Nu, Police Squad e ăla cu Leslie Nielsen, comedie okay, din anii 80. Bine, mă. Ce? Bine, bine, bine. Și știam ceva cu... A, da, uite că este. Da, corect. Ce? Mă vreau să fac că e serial. Crezi că te las așa să zici tu cu mine? Neverificat. Eu nu știu niciunul. Normal? Okay, încă patru. Ultimele patru întrebări. Hai. Și avem egalitate acum, nu? Da, da. Bine. Andrei, Alina, numiți trei lucruri pe care se pune frișcă. Tort. Femeie. Tort, cupcake și cafea. Lingură. Da, e corect, tort, femeie. A fost bine cu femeie, bine. A fost corect, e ok. E bine. Nu vă mai agitați. Eu am vrut să o drec, dar na. Dar de ce mă bați? Eu nu înțeleg ce ai cu mine. Că era corect. N-am știut că se punctează și așa, mă scuz. Și așa, of, doamne. Așa. Dar chiar că e competitivă, o să mă dau mai aici. Tu ai avut prieteni în liceu? Da. Da? Te plăceau? Da? Da, și okay. Încă mai am. Bun. Hai, de Sergi. Frică stăteau prieteni. Cred că. Ina, Sergiu, atenție, întrebare. Da, trei, să trei așa lucruri. Așa plăceau și prietenii Alinei în liceu. Trei lucruri pe care le ai în comun cu colegul de echipă. Facem stand-up. Amândoi ne auzim pe radio. Da, amândoi ne auzim pe radio. Amândoi cântă pe scenă? Da, da, am cântat pe scenă. Știi să cânte? Da, știu să cânt. Și port tocuri din când în când. Zi-mi o dată când ai cântat pe scenă. Am cântat, am făcut karaoke. Și mai zici de mine, mă, cum stai și despici răspunsurile lor incredibil. Și mai zici de mine că n-am eu prieteni. Păi, nu am zis mă, Andrei, mă. Păi da, dar nu e tu. E bine. Deci nu ai și acum o întrebare. Scuzați-mă, vorbesc peste oameni. Și asta era un defect al meu. Hai bun. Să continuăm. Ultimele Alina, două întrebări. E ultima la noi. Ok. Trei plăceri vinovate. Ciocolata. Cheeseburger. Și Mac. Cartofi prăjiți. Și hamburger și coaste. Cheeseburger și Mac. Da, lava ok. Cake. Hai. A zis ea cartofi prăjiți. Da, mă, da, e ok. Nu mai merge asta, trebuie pe celălalt. Nu mai merge asta. Nu mai merge? Ne-ai stricat jucăria. Ia vezi asta. Vezi că dacă răspundeți greșit, pierdeți, doar ca să știți. Da, n-are, n-avem cum să răspundem greșit. Presiune mare. Ia zi. Atenție, trei lucruri care se fac cu o singură mână. Făcutul deasupra ușii. Aia cu evantaiul. Și scobitul între dinți. Salată. Tăiatul cartofilor. Pătrunjelul, tocatul pătrunjelului. Cântatul microfonului. Și jucatul miresei. Așa. Alexandra, tu nu prea gătești, nu?
Nu, eu cred că nu. Hai, Catrină, și unde arată, măi? Păi că juc, hai, că unde arată, fată, măi, măi. Nu, dar arată-mi, arată-mi, cum stai, arată-mi cum tai pătrunjel cu mâna asta, vreau să văd. Uite așa. Nu, mai, clar, nu mai pot să mai zic nimic. Deci... Da. Stai că schimbă și mâinile, da, între ele. Da, 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 da. Cum, bine, se face și cocktailul ăla cu... Cum se face? Ce mă plângă și îmi place. Eu zic că a fost corect făcutul deasupra ușii, că da, poți să faci cu... Deasupra ușii poți să nu faci cu mâna, dar mă rog. În fine, să zicem că... Am tocat prea mult pătrunjel, mă, cam doare mâna. Să zicem că s-a terminat la egalitate și hai, da, să invităm pe Alina să cânte, pentru că... Gata? Numai prostii am vorbit până acum.